Un grav accident rutier s-a produs miercuri seara în județul Sibiu, pe drumul Național 1, la intersecția cu breteaua care face legătura cu autostrada A1, în care au fost implicați mai mulți elevi din județul Hunedoara. Este vorba despre un microbuz în care se aflau 11 elevi și două cadre didactice, toți din județ, care a fost izbit de un autoturism. În urma accidentului a fost activat planul roșu de intervenție. Două fetițe de aproximativ 8 ani aflate în microbuz au fost transportate la spital cu ușoare traumatisme craniene și escoriații. Din primele cercetări efectuate a rezultat că în timp ce conducea un autoturism pe DN1 dinspre județul Alba, un bărbat în vârstă de 56 de ani din Poiana Sibiului a virat la stânga fără să acorde prioritate și a intrat în coliziune cu microbuzul de transport școlar condus pe DN1 dinspre Sibiu de către un bărbat în vârstă de 57 de ani din județul Hunedoara.